cavalier, mă tale era de mă uitam și torbă bate vânt, un foi vânt pe aici, pe dealurile astea la noi. Cum ai torbă și cu tine? Dar de când plași meu ți-i torbă și cu tine? Tu ai și vă, nu-ți faci sus. Dar pur și simplu culoarea așa interesantă. Culoarea, vezi cam așa ție pe vânt. Parcă mai văzut-o prin ceva. Nu mă nerva. Am auzit cavalier. Dar ce faci? Fotografii, fac fotografii la căruță că vreau să vând. Dar vrei să vinzi șcalul că văd că ai fotografia șcalul? Nu, pentru ce să vând șcal? Numai căruța îl vând. Dar pe calul să-l tai dacă ceva. Cum să-l tai? Din fotografie, ue, cum să-l tai? Eu de-a mă gândeam că te-am făcut mâncat cai. Nu. Dar te racot, ia Valer, mă tale până o vinzi, te-ai gândit, Oleg, să mai faci reparație pe acasă, văd că te-a apucat de cărat cu dânsa, așa e. Înainte să vinzi căruța, trebuie să cari tăți și trebuie pe acasă. Și după cu cine, vite, asta eu am făcut tuning, ei. Asta am făcut tuning, dar cum? Am făcut în interior, am personalizat interiorul la căruță, am pus de asta gresii, imitații lemn. Foarte frumos, am primit foarte practică, pentru orice căruțaș. Uite aici, că pui gunoi, că pui lămoare, că pui ceva, și se spală ușor repijor. Adică și asta e rezistentă și la frig, și la temperaturi înalte, gresii și cutenie. Și asta crească prietul la căruță. Ia, Valer, crezi că cineva îți dă mai mult, mai cheltui bani plitca asta. Și cutenie, băi, ascultă-mă atent. Eu știu un loc, mă, la Chișon, am fost la Cerevo, am luat-o la jumătate de preț, îl dăși acolo, prețurile, tare da. Cutele, dar cum, îți spun eu, dă-și tot așa. Și am pus daună, dar nu știe, dar eu, și uite, și arăt și exemplu, uite cum arată organizat, normal, curat, și de exemplu, iată așa, dezorganizat, înțelegi, iacă, frumos tot urmă. Da, dar, bun, căruța am înțeles, dar pe mine, pentru ce m-ai chemat? Am chemat să faci o fotografie cu calul. Ah, da, un, cu calul și căruța, cum, auzi cum, un magar să fac o fotografie. Este și interesant, ești Gheavăle. Să-ți dau să faci un selfie? Păi o fotografie mă rea că s-o prindea și mă rea și. Da, ias. Păi așa normal, păi așa, hai, aute. Hai. Aute aici, cantinereț. Aute, frumos, normal, așa. Simpatic, da, da. Ești Gheavăle, vreau să te mai întreb ceva, dar serios vreau să te întreb. Cam câți torbi ai stricat, mă, tale, până ai făcut plașul? Păi dacă mă mai întrebă și cineva vreodată, câți torbi am stricat ca să fac plașul ăsta? A putut să stric o țăiță, i-am uși fizionomia. Întreba așa... Întreba și tu, Nat! Natu, de asta duci să fă pe de șorci! Bună, Ghișa! Opa, da prost!